Mă așteptam să-mi dea. Ce drăguț. Vezi, un coleg care se uită și la colegi. Mai există așa ceva? Da. Te-ai gândit la surpriză pentru mine? Mulțumesc. Dar astea cu mango n-am mâncat. Nici cu banane. Ce bine am ales. 20 de minute, probabil cu tot cu prelungit, până la final. Cum e? Care gust bun de mango. Serios? Se simte foarte mișto mango. Am ce și mie de... Se simte frumos, mai bine decât ălălalt. Chiar e bun. La cu mango? Să vină bananele. Să nu mâncați niciodată asta. Este absorbant de oxigen. Ați fie pe el oricum. Not eat. Adică nu mâncați. Și că ți-ești un viermișor din nas. Mam! E bun? Cine și mie iar? Să se lua mai ușor. Să se lua și mai ușor. Dar îmi place că n-are mult zahăr de ăsta, pudră deasupra. E mai bună asta? Nu. Nu-mi dau să bune. Sunt ăsta cu banană. Foarte periculos. Acele borduri sunt extrem de periculoase. Le acoperi cu carton. Dar e bun. Adică nu se simte banana urât. Și are mai mult din ăsta alb. Același decor, aceleași borduri sunt prezente. Am fost să-mi scot cazierul, te-am trimis pentru permis. Și o să mă duc la muncă. Este ziua de vineri, o să începem un nou daily vlog. Și nu știu dacă am vorbit până acum cu voi sau dacă am filmat ceva, chiar nu mi-aduc aminte. Sunt răcită. Îmi place de mine. Am mâncat niște Kinder Bueno. Și acum sper să mă fac mai bine după acest Kinder Bueno. Vineri, abia aștept. Mă duc acasă după muncă. Și mi-e așa de dor de tot mi-e dor. Mi-a scris maică-mea seară că avem încă doi membri în familie. Așadar înseamnă că Gru și cu puicuța lui, cu puiul, au făcut o ole să iasă și să fie bine. Așadar, abia aștept să-i văd pe bebici. E, nu știu, e o lună în care s-au întâmplat foarte multe nașteri, din punctul meu de vedere. Sau, bine, o perioadă în care s-au întâmplat foarte multe nașteri. Așadar, e totul super tare. Ce ar trebui să vă mai zic? În mare parte, sper să fie un weekend drăguț, în care să am și ce să mai filmez, că nu am mai filmat mai nimic. Și e nasol treaba asta, că n-am avut când, a trebuit să ne mutăm în București, pentru că știți că stau în afara Bucureștiului și fac gen naveta, dar pe mine asta mă deranjează, dar cum stau la muncă 13 ore, trebuie să plec de acasă la ora în care este extrem de aglomerat și nu e ok pentru mine, nu. După ce am pățit-o să n-ajung la timp, după 3 ore, pe un drum în care dacă fac, nu știu, 20 de minute e bine, gen la mers extrem de încet, în 3 ore. Deci îmi pare rău, dar nu. Așa că ne-am mutat super aproape de locul meu de muncă, că așa aproape stă Laur. Și e foarte ușoară viața, gen mă duc,
atât. Nu înțeleg ce se plâng oamenii ăștia care stau la blog, vai, că trebuie să merg, că trebuie să fac. Da, ce-i drept, logic, dacă stai într-un loc al Bucureștiului și te duci tocmai în Pipera, în sens opus, de exemplu, da, e mult, dar poți să iei metrou. E complicat. Nu știu, mi se pare așa de ciudat că nu mai ies afară în curte, că nu mai fac o grămadă de chestii, nu știu, m-am obișnuit la curte în ați ani de zile. Și acum să stau la bloc e un pic ciudat. Dar nu o să fie pentru mult timp, sper, Doamne ajută. Așadar, mă duc către muncă. Am mâncat astăzi doar un Kinder Bueno. Nu, mă rog, două dare de Kinder Bueno. Și o să mă la muncă să mănânc ceva, căci de... E ora 10 și ceva. Sunt ok, sunt minus. Am fost la secția 13 ca să iau cazierul. Nu am foarte multe lucruri de spus, doar că... Pe de o parte, cred că nu-mi plac mie polițiștii, nu sunt fan of poliție. Cum să vă zic, de ce nu se investește un pic mai mult în sistemele astea? Dacă s-ar investi în sistemul sanitar, măcar să arate decent. În poliție să arate decent. Și acum o să zică cineva, da, dar doar să arate. Da, da, mai pleacă și de aici, că dacă locul meu de muncă arată ca un jeg, logică, nici eu nu o să... stau și logic că nu o să avem oameni. Adică mai contează și cum arată locul respectiv. Adică nu zic că e groaznic, dar gen putea să arate mai bine. De obicei mă duceam la secția 23, undeva pe la apărători, cred. Ceva de genul. Așa. Acolo mă mai duceam, dar din nou s-au mișcat super bine, super repede, n-am avut nicio treabă, foarte drăguți oamenii. Ok, adică n-am probleme cu asta. Doar că mă gândesc așa, eu știu cum arată și o unitate militară și din nou zic, nu se investește nimic niciodată. Adică greu. Hopa, mi-a trimis al meu mesaj și vedem, mi-a zis ceva de aromă. Să vedem. Vă pup. Am ajuns acasă. Stau și eu în sfârșit liniștit o puțin în pat, că nu mai pot. M-a ajuns și răceala, m-a ajuns tot. Ce vreau să zic? Am ajuns pe la grup, dar n-am vrut să te aranjez foarte tare pentru că era mămica pe puișori, așadar n-am deranjat-o pe puiu. Și sper să-i vedem mâine. Acum stau un pat pe la comutare foarte tare spatele. Super. Și mâine sper că o să îi văd și eu pe puișor și să-i filmez un pic. Așadar abia aștept. Ce să vă mai zic? Sunt ok. Obosit cu ziua asta. Mâine să vedem câtă treabă avem. Deci mergem în decene și la grădina botanică. Și după aia cam anul ar trebui să mergem casă. Poate face și o plimbare în parc, dar acum trebuie că stăm destul de mult, cred, în grădina botanică. Să vedem. Și cam atât. Ne vedem mâine. Ce faci, mă? Vino încoa. Ce faci? Ce face puiul tău? Ce fac bebeii tăi? Hă? Hai! Ia uite cum stă aici, așa a venit și el. Dar nu pot să-i filmez. Stă pe ei să-i încălzească. Acum mă bagi în seamă, nu? Mă bagi în seamă ce-mi place mie de tine. Of. Cheers! El îl are cu cocos și e bun, e ice coffee. Și al meu este ice coffee cu cocos și cu caramel salat. Cea mai bună alegere. Îți place? Ia gustă! Yuck. Este foarte bun. Mergem în decene. Ești bine? Scuze. Mergem în decene. Și după aceea mergem în... grădina botanică. Unde sper să fie deschis și planetarium. Deci am zis planetarium. Să fie deschise și serele. Este bine.
Ești entuziasmat? Da. Yay. Chiar era entuziasmat. Nu, glumesc. Era de dragul show-ului. Deci este entuziasmat. E entuziasmat, e. Da. Și eu abia aștept să văd ce și cum. Dar chiar sper că sunt deschise, că teoretic n-ar trebui să nu fie deschise, nu? Depinde. De? De ei. Credeam că depinde de, nu știu, anotimp. Nu, cred. Vedem. Zici că suntem în Europa, așa arată aici la DCN-ul. Stai să dau mai încet muzichia, că după aia mă ia YouTube-ul. Avem și din astea pe aici, locuri de parcare, ia uite. Avem locuri de parcare. Observ și eu asta. Și aici trebuie să ajungem noi, în acest loc. Da. În ăla... Aha. Adcână EU, acolo. DCN-ul Cash and Carry. Aha. Mai aproape, ăsta. Și cu căcățelul lui aici. Am înțeles. O cai. Se mai două frumoase pentru că l-am pupat. Da, suntem niște gigia. Este duminică. Sâmbătă n-am mai apucat să mergem la grădina botanică pentru că l-am și obosit și cu de toate. Dați așa să încerc să... Păi ți-am că n-aveam pe în mașină. Așa. Și mergem acum duminică. Da, am făcut și noi puțină ordine, am făcut una alta. Îmi place de ăsta care parchează lângă tine, să știi. Cam așa. Hei, miroase a căpșunele aici. Oare de ce? Da. Trebuie să-mi bag și eu la încărcat telefonul, că m-am jucat puțin cam mult pe el, pe Sims. Și ca să avem timp să ne facem... Am un elefant și nu știu. Adică n-am știut că am un elefant. Și se așa și pe buze. Nu-ți place pe... Nu mai... Doză de bup! Doză de bup! Nu mă mai iubește! Am dat eu muzica mai încet, că mai ai YouTube-ul. Lasă-mă să te ia timp, 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 timp. N-am mers la grădina botanică de habar n-am cât timp, de când eram mică, 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 mică. Asta așa, dar... că le păstrezi, nu? Aia nu mai păstrez, că am dat timp. Poți să o arunci dacă vrei. E ok. Și abia aștept să văd, sper să fie și seara aia deschisă, nu știu, abia aștept. Seara? Ce seara? Ce seara? Minunată, mai spune-mi iubita bonată, mai spune-mi că ești frumoasă și că vei fi mireasă. Scuze. Și aparent nu-i place strugurelul al meu pe care l-am testat la... Plumper, nu știu cum, ăla care e foarte bun și foarte viral pe TikTok. Mi-i place. Așadar, hai, urați de succes, sperăm să fie deschis tot la ăla. Stai să mă echipez corespunzător de drum. Gata. Și centura eu pun eu, e ok. Am parcat și acum mergem către grădina botanică. Am parcat. Am parcat eu, nu tu. Păi am parcat noi doi. Eram și eu în mașină. Aia e coada, tu o vezi? O să vadă și ei. Da. Deci noi trebuie să intrăm acolo, coada e acolo. Mor. Urați-ne succes. Am găsit un 5 to go. Ne-am luat două d-astea. Tot 5 to go. Tot 5 to go, pentru că suntem fani 5 to go. Și așa o să arătăm noi în viitor. În ce? În viitor. Poți să te erici? De. Și mergem la coada acum. But I don't know why you hit the road, but you don't realize. Uite un gândac. Se numește cărăbuș. Ce drăguț e el. Doamna,
Dă-mi o dată când... Acum, de acum poți. Da, adică toți aștia o să fie așa. Dar nu toți roz. O să fie diferite culori de cum sunt și aia de acolo. Da, o să fie orange. Ciuf de păduri. Pasăre repitoare de nord. Șoloban. Păi cum se mănâncă cu șoloban? Nu știu. E foarte interactiv pentru copii. Avem radioactivitatea. Da, priveliștea din spatele grădinii botanice, cuzine nucleară. Superb. Absolut minunat. Asta e grădina italiană. Intrăm în grădina italiană? Acum. Aici? Urâtă, nu mi-a plăcut. Te-ai auzit? Ce frumos face păsărică? Da. La seară și ca întotdeauna este închisă spre fericirea noastră. Of, și speram să intrăm unde au filmat și Wednesday și tot așa. Ataite. Urât. Chiar aș vrea să știu când o să fie deschisă seara, că chiar aș vrea să știu. Să-mi răspundă și mie cineva, vă rog. Ce de cactus? Nici eu. Da. Ăla cu floare de aia albă am și eu acasă. Face de și albă și roz. Cactus și flori. De mult timp. Sigur? Da. De foarte mult timp. Ai băut vreodată zeamă de cactus? Zi tu că ăla din ghivești de acolo nu arată ca... Rău! N-am știut că se numescuze. Ziceți voi că nu arată așa. Doamne! Poți să bagi bipuri cu filmare? Îți permite programul tău? Pot. Atunci să nu ștergi și să pui bipuită. Să se audă pe filmare, cum zic. Zic că gata, am înțeles ideea că o să... Doamne! Bip. Dar poți să faci tu bip. Bip? Asta zici că scape tu de bip. Nu mă așteptam pe mama e că o știu cum ceva. Altceva? Ce mai plantează ei chestii?
Nu-i așa? Se pare o delimitare foarte drăguță pentru grădină. Ce? Să facem la casă în gardul ăsta? Nu, nicio problemă. Uite, tu știi ce e asta? Da. Ce e asta? Varză. Slobodă. Ah, da, vreau să zic. Slobodă. Ce slobod la gură ești. Nu, dar poți să-mi faci mie poză, în schimb, dacă nu vrei să intri tu pe aici. Uite, câte are? Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Are șapte. Nu. Nu. Cannabis, nu? Nu știu ce plantă e asta. Ce frumos. Ce mai stuos. Parfum. Și leuștan. Oh, și gulie. Au pus de toate. Și gămălie. Gămălie. Totuși au lobodă, tata. Au lobodă. Ce fară. Aici o să crească frumos viță de vie. Și o să fie așa cu viță de vie. Ai văzut? Au pus-o acolo. Și se vadă frumos așa. Cu struguri. Mai a, uite, mai sunt puține. Mă rog, ce-a mai rămas din lalele. Asta trebuie să știi ce e, nu? Ce? Stai așa, că are soacră mea unul de la mare, deci. La mamaie. Și da. Noi? Și avem și noi. Vreo 13. E... Îți zic? Îți zic cu ce începe? Nu, nu. Mai lasă-mă un pic. Te las. One eternity later. Vreau să cumpăr o vocală. O vocală? Da. E. E nupăr, nu. Leandă. Bravo. Îmi place asta. Băncuța. Aici zici că arată ca și cum ai rupt ăla. Puf, să dea naiba. Uite, măcuții. Labirint? Hai, nu o să mai ieșim niciodată din labirint. Mam, pe unde o luăm? Uite pe aici o luăm. Știu că îți place. Cât de frumos este. Doar așa că... Hai că ai încăput. N-are vreo să trișeze? Faci să-mi așa și mie să s-ar testești. Ești ok? Sunt bine. Poți continua? Da. În același rechi. Ce să-ți fac dacă ești mare? Uite ce frumos! Ia uite! E frumos! Ia să vedem pe unde o luăm. Pe unde o luăm? Stânga. Stânga. Cealaltă stânga. Am vrut să trec pe lângă. Sunt ok. Încă n-am căzut. Hai pe aici. Să încerc eu să cad. Da. Amă că e frumos asta. Este, dar eu dau cu capul în chestii pe aici. Păi dacă ești înalt. Ai 7 metri, ce să-ți fac? Dacă nu eram în anul nostru, ce-a de mine? Îmi place de tine că ești un suflet bun. Aolo, de ce mă bați? Ca să te mostrez că nu sunt. Nu, avem niște plante acaparate. Mulțumesc. Da, mă, că-i frumos. Hai că-i frumos.
Vino încoace, că am găsit ce găsit, ceva absolut mirobolant frumos. Pleacă? Nu pleacă, dar vreau să fiu sigură că prindem. Nu știu a ce miroase, dar știu a ce unde vreau să fac poză neapărat. Uite, din asta vreau eu acasă, la noi. Glicină. Glicerină? Arată genial. O mergătoare marină. Măcăneață. E o măcăneață. Știi, junglă, efectiv. Da. Mlaștină. Bună tu! Ce faci acolo? Jum că n-am văzut ce stasă aia până acum. Și mai încolo. Cât de frumos. Deci ăsta cred că e locul meu preferat. Era și în altă limbă melodie, da. Nu ai spus nimeni că ți-a stat să le vină din ești în română? Nu știu. Ce frumos e și ăla. Ia uite la nebi. Care? Rățoiul care stă cu capul în apă. Eu cred că țestul ăsta aia este intenționat acolo să facă niște de oameni. Categoric. Să stă la coză, că îi place. N-are treabă. Dar-mi place atât. Uite cât de frumoase sunt măcănețele, bă. Da. Și am aflat o chestie pe care nu știam despre rațe. Ce? Au marșalier. Da, ador zona asta. Deci ăsta e locul meu preferat de aici. Ăsta e locul meu efectiv preferat. O doamnă a pus muzică la o țestoasă mai devreme. În altă limbă decât română. Să știi că s-a auzit pe cameră și atunci. Da? Da. Ah, super. O să mă arunc pe rață. Să facem pe varză. Răutate. Deci mi se pare genial locul ăsta. Tot. Da, e mișto. Putea să îngrijească un pic lacul acesta. Da, dar lor le place un pic așa. Și vine șleachta de Grugulești. A fost intențional lăsat așa boșchez, bă, că-i bajiște de luncă. Ne-am prins acum abia. Așa arată o bajiște de luncă cu boscheței. Hai spre rațele. Unde, doamna rață? Adevărata expresie a dat cu bâlta în baltă. Oh. Încă mică. Dar și pe asta o să urci așa peste tot pe aici.
miracol, este o pompă. Este o pompă și e închis ca să se refacă, deci abia aștept să vedem cum o să fie. Dar din câte observ, cred că o să fie ceva japonez un pic. Dar pare să că nu reface nimeni nimic. Dar... Normal că așa pare întotdeauna. Activitatea foarte frumoasă. Pare tot. Oare ce o să iasă de aici? Un liliac. Dintr-un trei. Trei. Dintr-un trei, mai auzit? Trei? Da, ăla nu era tei în mintea mea. Ai văzut ce este asta acolo? Da. Rățușca cea urâtă. Ia este. Așa mă se numește o rezervație cam de tot. Vrei putea să șerpă în acolo? Logic că mă aflu lângă o glicină. Cum ți se pare? Ți-a plăcut? Glicerina? Glicerina, da, dar și grădina botanică. Miroase frumos asta. Miroase frumos asta albă. Ți-a plăcut? Nu mi-a plăcut când am văzut muzeul și seara. Data viitoare. În 2 săptămâni o să revenim pentru că o să înflorească și bujorii. Și o să fie numai bine, zic eu. Astăzi ziua noastră este plină de păstoase. Păi da.